Cel puțin 5 persoane au murit, inclusiv un copil, după ce armata rusă a atacat cu 2 rachete balistice orașul Krivoi Rog. Una a lovit o clădire rezidențială, iar cealaltă o instituție de învățământ. 10 de oameni sunt răniți, iar salvatorii caută sub dărâmături. Atacul survine după ce ieri președintele Volodymyr Zelensky a declarat că, cităm, treptat războiul se întoarce pe teritoriul Rusiei, iar acesta este un proces inevitabil, natural și corect. În ultimele zile, inamicul s-a încăpățânat să atace orașe, dar această teroare nu ne va speria și nici nu ne va zdrobi, a declarat azi Zelensky în urma celui mai recent atac al rușilor. Luni dimineață, regiunile Ucrainei sunt bombardate de ocupanți care continuă să terorizeze orașele și oamenii pașnici. Au fost lovite blocuri de locuințe, o clădire universitară. Salvatorii și toate serviciile necesare sunt la fața locului și lucrează, a declarat președintele ucrainean în urma loviturii ruse. Pe lângă morți sunt și peste 40 de persoane rănite. Armata rusă a lovit cu rachete și în Kherson. Între timp, apărarea antiaeriană rusă doboară drone lansate pe teritoriul său, scrie France 24, care notează că de câteva săptămâni Ucraina lansează atacuri cu drone pe teritoriul rus. Duminica, 3 drone au fost observate pe cerul deasupra Moscovei. Kremlinul afirmă că le-a doborât pe toate, însă una a lovit o clădire înaltă cu birouri din raionul de afaceri al Moscovei. Kiev nu reclamă responsabilitatea în mod direct pentru niciunul dintre atacuri, însă ieri, în cadrul unei vizite efectuate la Ivano-Frankovsk, în vestul Ucrainei, Volodymyr Zelensky a declarat următoarele. Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522-й день, як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцніше, поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та absolut nesprăvădlivă proces. Nimeni nu a fost ucis sau rănit în aceste atacuri, dar ele sunt inconfortabile pentru Moscova, transmițând mesajul că războiul se întoarce acasă, notează France 24. Țintele sunt strategice atât din punct de vedere militar cât și psihologic, consideră unii experți. The Ukrainians attack every day, and particularly at night. And once they breach the dam of Russian defenses, they're likely to overwhelm their forces, who have huge logistical problems, command problems, and crucially, low morale. Vladimir Putin nu a comentat deocamdată. Astăzi însă purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că, cităm, contraofensiva Ucrainei nu merge conform planului. Rusia va lua măsuri suplimentare pentru a se apăra împotriva loviturilor ucrainene cu drone. Luna trecută, Ucraina a lansat o contraofensivă în sud și în est pentru a elibera teritoriile ocupate ilegal de invadatorii ruși. De mai bine de un an și 5 luni, Kremlinul a lansat un război neprovocat în Ucraina, cauzând moarte și distrugeri masive în infrastructură.